Curtea Constituțională nu avea nicio calitate să se pronunțe asupra motivelor refuzului președintelui. Pentru că nu este chemată Curtea Constituțională să decidă dacă refuzul președintelui este determinat de motive de legalitate sau de motive de oportunitate. De asemenea, Curtea Constituțională, și spun apăsat acest lucru, nu poate să oblige președintele să facă ceva în contextul atribuțiilor sale constituționale. Președintele va lua deciziile pe care le va considera necesare. Ce pot să vă spun e că Partidul Național Liberal este alături de președintele României. Ați vorbit cu președintele Iohannis de ieri până astăzi? Chiar și înainte acestei... Permiteți-mi să nu vă răspund la această întrebare. Vă mulțumesc. Chiar să spuneți că ați discutat cu președintele, dacă ați făcut-o. Mulțumesc.